Sunteți gata pentru întâlnirea cu Vipers? Da, ne gândeam la aceste meciuri de când ne-am calificat, de după meciul cu Crim. De-abia așteptăm. Este, sincer, un vis pentru fiecare dintre noi. De-abia aștept să înceapă meciul și să jucăm din nou cu seara plină. Totul sau nimic, nu? Da, noi nu avem nimic de pierdut. Ele au câștigat de două ori în Liga Campionilor. Este clar că sunt favorite. Noi ne vom bucura de acest moment și vom încerca să scoatem un rezultat pozitiv. Dubla sezonului pentru voi, meciul sezonului. Cu siguranță, suntem la un pas de Final Four, visul tuturor va fi extrem de dificil, însă, cum am mai spus, vom face tot ceea ce ține de noi să ținem piept celor de la Vipers. Vă sperie sau vă dă curaj faptul că cei de la Vipers au serie de 23 de meciuri fără înfrângere și ultima înfrângere a fost jucată în fața CSKA? Știm împotriva cui jucăm, știm la ceea ce să ne așteptăm, ne așteptăm la un meci dificil, dar nici nu suntem speriate. Știm ce avem de făcut și vom vedea la ora meciului ce va fi. Repkova, cea mai dificilă adversară pentru voi, 95 de goluri, cea mai bună marcatoare. Nu știu ce să zic, sunt o grămadă de jucătoare bune, Repkova, Lundevi, Akireva, Roberts, cred că dacă ar fi să vorbim despre asta, am putea să înșirăm toată echipa. Da, ea este una dintre armele lor, însă ne pregătim pentru asta. Din armele, scuze, Corina. Publicul, cu siguranță, este a luptului a jucători și, cred eu, cea mai importantă arme. Mai spune ceva la fanii Rapidului? Nu știu, rămâne de văzut, întrebați-mă după meci acest lucru și vă voi spune. Cred că va fi o atmosferă senzațională ca de fiecare dată. A fost sold out la fel, foarte rapid, ca și la meciul cu Crim. Vă așteptați? Da, ne așteptăm. Știm că sunt alături de noi și că ne vor susține și știm că și ei sunt la fel de entuziasmați pentru acest meci. Cum se trăiește un astfel de meci cu sala plină, 5.000 de oameni, multă presiune pe voi? Cu campioana Europei. Da, va fi un sentiment unic, însă, cum am mai spus, este un vis pentru fiecare dintre noi. Nu vreau să lăsăm prea mult să-și spună presiunea în cuvântul. Nu avem nimic de pierdut, ne-am atins obiectivul, poate ne-am și depășit și vreau doar să ne bucurăm de momentul în care am ajuns și de toată munca pe care am depus-o în acest sezon și nu numai, chiar și anul trecut, pentru că este o muncă titanică plecată de mult timp. Dar cum avea voi românești în Final Four? Da, ar fi ceva minunat pentru handbalul românesc. Noi ne dorim să ajungem acolo cu siguranță și cele de la CSM, însă sunt două duble extrem de grele și interesante. Da, eu mizez și pe lucrul ăsta. Am fost surprinsă acestui sezon. La început poate nimeni nu ne lua în serios, însă cel puțin pe teren propriu am demonstrat că putem să facem piept oricărui adversar. Care Final Four ar putea fi o șansă bună în plus și pentru voi, pentru un eventual wildcard, nu? În sezonul următor ați pierdut titlul? Da, așa este, însă mai mult de muncă, trebuie să terminăm pe locul 2 acest sezon, ne batem cu Bistrița. Însă acum ne concentrăm pe meciul cu Vipers și de săptămâna viitoare vom vedea ceea ce urmează în Liga Fărbă.